Spune-ne câteva lucruri despre tine, cum ai ajuns aici, cât de greu ți-a fost. A fost interesant. Un traseu exotic și care arată că dacă vrei cu adevărat să explorezi, chiar poți să faci cu rezultate. În sensul că după ce am studiat cumva arhitectura în liceu, sora mea fiind arhitect, după aceea am trecut la drept internațional în facultate, fiind vizând zona de diplomație. Și într-o zi am întâlnit un bun prieten, Cornel Ciomâzgă, un jurnalist de elită, care în momentul ăsta e un om al bisericii, e retras undeva la mănăstire și scrie. L-am întâlnit și am fondat împreună Radio Tinerama. Radio Tinerama, care a fost unul dintre cele mai dinamice radiouri din peisajul românesc. Acolo începutul a fost fulminant și surprinzător în același timp, în sensul că am fost pus să fac grila de programe a postului. Nu credeam că e o chestiune uzuală să fii invitat să faci o grila de programe. Am lucrat-o în câteva zile și a devenit cea mai complexă grilă de programe făcute în radiouri independente după Revoluție. Din inconștiență, din instinct, până la urmă din dorința de a explora. Înainte mai făcusem un pic radio chiar după Revoluție. Asta se întâmpla în 1993. În 90 începusem zona de presă scrisă, la cel mai prestigios săptămânal din momentul respectiv, Zigzag, al domnului Ion Cristoiu, și am plecat împreună cu toată echipa domnului Cristoiu, în momentul în care a fost cumpărat de către Adrian Păunescu, care a făcut lucruri bune, dar a făcut și erori, ca poate orice om interesant. Deci am plecat în 90-91, după aceea am făcut radio la vremea aceea, cel mai important radio, care era Radio Contact, și era o perioadă de fragilitate și de, să zicem, vulnerabilitatea informației crunte. Noi făceam buletine de știri, culcându-mă la ora 1 cu ultimul buletin de știri de la Europa Liberă, sculându-mă la ora 5 ca să prind primul buletin de știri de la Vocea Americii. Astea erau toate informațiile pe care le aveam din lume la momentul respectiv, în 90-91, a fost câteva luni. Și a fost foarte important că acolo mi-am făcut training-ul vis-a-vis de microfon, de ce înseamnă radio, ce înseamnă publicitate în radio. Pentru că din 93 până 96 am coordonat tot ce ține de, eram secretar general de redacție, tot ce ține de viața unei redacții, de la reclame, advertising, plus 5 emisiuni. Până la urmă, asta a fost momentul de explorare maximă a înconjurătoarea lumii, în sensul că aveam o emisiune de istoria religiilor, pe care o făceam cu soția lui Cristian Dor Popescu, la momentul respectiv era soția lui, jurnalistul Cristian Dor Popescu, care e și unul dintre mentorii mei în ceea ce privește zona scrisului. Cu el discutam ce înseamnă o tehnică de scriere, discutam povestirile pe care le scriam. Înainte de Revoluție scriam destul de mult science fiction și încercam să înțeleg tehnica scriitorii, care mi-a folosit foarte mult înainte, și cu el am făcut, ținând de povestea, am avut șansa de a face meditație la dreapta a doua și trebuia să fiu atât de bun încât dacă totul mergea perfect, aveam 5 minute între prima oră și a doua oră și 10 minute după finalul ședinței de studiu, făceam fizică cu el, în care îi spuneam spre literatură. Dacă eu nu eram absolut impecabil, fără să o spună, adică așa acționa, numai, între cele două nu mai exista pauză, era supărat că nu făcusem treaba, și atunci era un continuum, deci pierdeam acel bridge, și după aceea ne salutam și plecam.
ceea ce era cu adevărat dramatic. Deci trebuia să fiu absolut genial ca să pot să beneficiez de acele minute de training care m-au folosit enorm. Este un mare scriitor, în primul rând, dincolo de faptul că s-a scufundat într-un mare jurnalist. După aceea, un alt mentor care cred că l-am regăsit mult în zona de fashion, mai târziu, dar fără să realizez asta, a fost unchiul meu, care era un personaj foarte, foarte elegant, foarte galant, era un adevărat aristocrat în sine. Familia mea fiind, mă rog, trăgânsă undeva dintr-o zonă aproape de Mănăstirea Tismana, eu m-am născut în București, dar ei erau în Mănăstirea Tismana, erau în, la limita terenurilor regale. Și asta i-a costat foarte mult, pe, mai ales pe unchiul meu și pe mama. Ei fiind scoși din facultate, fiecare descurcându-se, fiind considerat niște personaje aparținând aristocrație și burghezie și mă rog, cum erau ei catalogați, dar tot a fost foarte bine, au fost niște oameni extraordinari. De la el am învățat, de exemplu, ce înseamnă o eleganță, mai ales în a înțelege eleganța celorlalți, ce înseamnă o tehnică a detaliului, un asortaj și lucruri mai importante, ce înseamnă să asculți pe cineva cu adevărat, ce înseamnă să știi când să vorbești, cum să vorbești, cât de important e controlul frazei și al mesajului. Ceea ce a însemnat enorm. În zona de science fiction am avut de asemenea, eu cred că toată povestea unei vieții libere e să ai șansa de a întâlni niște oameni speciali și să, în primul rând, să ai capacitatea de a-i percepe și de a fi de calitatea întâlnirilor tale. Pentru că toată lumea are întâlniri, că își dă seama sau nu, dar de cele mai multe ori suntem în contratimp sau nu suntem de calibru oamenilor pe care viața ne scoate în față. Eu am avut șansa de a mă sincroniza cu o mare parte dintre ei. Poate că și eu am pierdut niște întâlniri pe care nu le-am perceput. Dar cu toți pe care i-am perceput, am fost extrem de atent la asta și toate au fost definitorii pentru mine. De genul, unei profesoara mea de limba și literatura română din clasa 10-a, eram la un dat într-o stație de metrou și mi-a spus că sunt ezitant, eram adolescent, să nu mai uit niciodată în jos, mă uit în jos. Și eu, bineînțeles, cum eu în jos, în niciun caz, eu privesc mai în față. Adevărul e că din secunda aia asta am făcut. Deci, nu știu, să dovedesc ei sau mie că într-adevăr nu eram ezitant și că trebuia să vorbesc cu toată lumea în față și că e foarte important să nu te scufunzi în lumea ta și să stai conectat la realitate. La realitatea ta în desfășurare, nu neapărat la news. Și m-a ajutat foarte mult o singură frază spusă undeva pe un peron de metro, tratată bine. După aceea, tot această doamnă profesoară m-a apropiat de zona teatrului și aici ne întoarcem la emisiuni, închidem cercul spre emisiuni. M-a dus la prima mea piesă de teatru, a fost Orice zile frumoase, de Samuel Beckett, o piesă extrem de grea, care avea două semnificații. Adică, erau doi vectori. Unul, ori te făcea să nu te apropii niciodată de teatru, ori te făcea să-l iubești la esența lui. Din fericire, am avut șansa celei de-a doua variante. Și așa, în momentul în care am început radio, am început emisiunea de istorie religioasă, cum spuneam, cu soția lui Cristian Popescu, și de aici a primat buclă. După aceea am avut emisiune de teatru, se chema Cântăreața Cheală. Aici am avut o imensă bucurie, în momentul în care am avut invitat, invitațiile acolo erau de calibru, ucitor, și ajunsesem la un moment dat, în primii 10 critici de teatru, mai ales la tânără din țară, și asta a contat nu acolo, ci în selecția finală între teatru și modă, dar asta o să spun mai târziu. În istoria religiilor am avut cea mai mare bucurie în a aduce în România pentru prima oară un studiu în 6 episoade, Ioan Petru Culianu, pe care l-a prezentat o singură dată în istorie la BBC și a doua oară a fost prezentat în România, la postul nostru, și era un studiu absolut năucitor.
N-am văzut niciodată un om de o asemenea control al inteligenței ca și Culianu. Erau manuscrise lui Culianu, a fost o, ne-au trimis de la BBC, a fost o corespondență asiduă cu cei de la BBC, prin cumnatul lui Culianu. Și n-am văzut pe cineva să poată scrie despre șase religii ale lumii, pe fix trei pagini, trei pagini, nu a patru, trei pagini un pic atipice, mai scurte, probabil de agendă. Din primul rând, imaginabil de sus, exact cum se termină marginea hârtiei, și se termina o poveste despre o religie în ultimul rând, înainte de a se termina. Deci avea un rateu de câțiva milimetri pătrați de pagină, între șase religii, bineînțeles, multe dintre ele radical diferite. A fost încântător. După aceea aveam o emisiune Science Fiction World, bineînțeles, pe zona de science fiction, pe care o iubeam foarte mult. Și o emisiune de carte, care se chema Cartea de Nisip, de Borez. Prezentam ultimele noutăți și analizam, era o analiză de o analiză literară, o emisiune de analiză de carte și text. Și mai târziu, după ce am început asta, m-am gândit că trebuie să fac ceva mai atipic. Și cum moda era în domeniu vizual eminente, nu se făcuse niciodată o emisiune de radio pe zona de fashion. Și am zis să încercăm să translatăm acest domeniu aparent doar vizual într-un mediu eminamente acustic. Și cum nu știam aproape nimic la momentul ăla, sunt în 93, undeva în vara lui 93, nu era chiar în septembrie, am zis ok, care e soluția? Și m-am dus la cel mai bun critic de modă în momentul respectiv, Cristian Chisboșan, care avea pagina vestită, pagina de modă de cotidian, pe care mai târziu am preluat-o și am extins-o la două pagini și cred că, după părerea mea, sunt cele mai bune pagini de modă scrise vreodată în România. Ce-a făcut el și ce-a făcut eu ulterior. Niciodată nu ne avem libertatea și bucuria de a explora domeniul ca atunci. Iar cotidianul era cel mai bine tipărit ziar în momentul respectiv, permițând niște o calitate a fotografiei, chiar dacă era negru, înălucitoare. Au fost niște pagini pe care eu le iubesc. Deci m-am dus la ele, la Institutul Francez, și am spus Cristian, uite, eu sunt Alin Gălățescu, am acest mogul de acest post de radio și vreau să facem un experiment împreună. Vino, tu vii cu textele și eu citim împreună textele, vin cu zona de lectură și cu tot ce ține de bucătăria unei emisiuni. Asta înseamnă muzica de fundal, jingle-urile întrerupiși, titlurile de rupiși, titlurile emisiunii și tot ce ține de radio. Și a fost de acord o altă întâlnire esențială. Și am pornit emisiunea împreună. După 6 luni, Cristian a trecut pe zona de televiziune. De-abia era perioada când se fonda Canal 31, care se va transforma după aceea în Canal de Sport și mai târziu un Pro TV. Și el și-a făcut traseul lui. Acum el face fotografie erotică. Eu am fost cel mai bun fotograf român pe zona asta. Dar atunci avea nevoie de zona de video și el e un explorator. Și am înțeles și aveam două alternative. Ori închideam emisiunea, ori mă apucam să studiez moda. Și în general nu-mi place să fac lucruri temporare, dar toate proiectele mele sunt de lungă durată. Mă apucam să studiez și am studiat-o designer cu designer, trend cu trend, revistă cu revistă, istorie, tot ce putea să fie un dopaj intens de câteva săptămâni, continuând misiunea și ajungând la un moment dat într-o dilemă fundamentală, toate lucrurile mergeau bine. Doar că zona de analiză de carte, analiză de teatru, istoria religiilor, science fiction și mod erau cinci domenii foarte diferite și am realizat că m-am gândit că nu pot să fiu foarte bun în domenii atât de complexe pe lungă durată. De un lucru esențial care, de la care cursul s-a schimbat, în care am realizat acest lucru. Și
cum eu încerc să fac lucruri nu numai de lungă durată, ci și foarte bine și să aprofundez un domeniu, pentru că de-abia cu cât aprofundăm un domeniu, cu atât descoperim farmecul profund, farmecul dens, farmecul caracteristic, ADN-ul fundamental al domeniului respectiv. De-aia și, părerea mea, și relațiile ar trebui cu toții să le aprofundăm pentru a descoperi oamenii dincolo de acest polish, de această mască, de această aparență, ci să descoperim oamenii în adevărata lor, în adevărata lor farmec. Și un alt lucru, apropo de aprofundare, e viața arată pentru fiecare dintre noi totalmente altfel, chiar dacă aparent trăim același lucru. Pentru că ea este o sumă a percepțiilor noastre. Nu putem să privim același lucru și vedem lucruri absolut diferite. Și asta înseamnă că lumea arată altfel, deci trebuie să ne pregătim senzorii cât se poate de accurate, de atent, de subtil, astfel încât lumea să ne face mai frumoasă, mai interesantă, mai bogată. Altfel ea este un loc foarte sărac și biplan, așa, și destul de toxic. Dar dacă o aprofundezi, e foarte frumoasă și foarte interesant, dar ține de noi. Și atunci am decis că nu se poate să fac asta pe lungă durată și să încep să tai din el. Și le-am tăiat și am rămas cu teatru și cu moda. Era foarte greu pentru că în teatru eram cu mult mai cunoscut decât în analiza de teatru, eram mai cunoscut în zona de modă. În zona de modă era o perioadă oarecum empirică, așa, doar Zina Dumitrescu, Dina Levința, Rita Mureșan, cred că era, nu, Rita nu, să nu mai târziu, eram ca model, chiar nu știu. Era Romanița, Cătălin Botezatu și cam atât la momentul respectiv. Deci era o zonă empirică. Însă era un domeniu în care l-am simțit cu foarte mare potențial. Și am riscat. Am riscat în sensul că după ce am curățat celelalte trei, am urmat cu cele două perioade, iar în 96 când am decis să părăsesc cu Cornel radioul, datorită ingerințelor care se începeau să se facă în viața radiourilor independente, campanii electorale, cum am reușit performanța să fim vertical și egal în toată acea perioadă tumultoasă în istoria României. Deci în 96 am decis să mă focalizez.